Am auzit destulă lume, în special lume care nu vă cunoaște, care spune că sunteți un om zgârcit. Care absolut. Nu, care nu dați. Ce credeți dumneavoastră? Sunteți sau nu? Adică nu-i cere lui Țiriac, că Țiriac te refuză. Nu dă nimic de la el. Domnule Ionicioaia, nu atâta eu, dar eu și cu familia mea în 30 de ani, să vă dau numai câteva exemple. Nu credeți că este și părerea mea. Nu, să vă dau câteva exemple. Copiii, ăia 100, care am fost primul și ultimul care am făcut privat acel orfelinat de copii, ăia 100 au costat în fiecare an 600 de mii de euro. Înmulțește dumneata 600 de mii cu 25 euro. După care, tot ce se numește casă de bătrâni și toată asta, 700 de mii. După care, toate casele care le-a făcut, dar nu e asta problema. Fiecare în capul lui dă și dă. Eu am o singură problemă, domnul Ionicioaia, care e o problemă senzațională. Eu n-am uitat de unde am plecat. Și n-am uitat că la 16 ani lucram la Steagul Roșu. Și n-am uitat că stau cu picioarele pe pământ și știam cât costă o pâine de 2 lei și câtă pâine puteam să mănânc în pauza de 10. Dar venind înapoi, toți cei care vorbesc și care lucru impresionează mult mai mult decât dacă dă Țiriac 100 de mii cuiva când s-au făcut, a ieșit apa pe peste tot, asta e nimica. Dar aia care dă 2 lei și are pensie 15 lei, muierea aia care are și 60-80 de ani, aia e impresionantă. Da. Dar venind înapoi, domnul, mai mult decât atâta, e o treabă generală. Eu toți banii i-am donat fundației. Eu nu mai am bani. I-am donat fundației cu mare plăcere, trăiesc bine, extraordinar de bine trăiesc. Îmi plătește și benzina la avion și toată treaba asta. Ce trebuie să facă fundația asta? Apropo, mai conduceți avionul? Păi da, mai pilotați? Păi dacă n-am bani de 2 piloți, atunci trebuie să conduc. Când ultima oară ați condus avionul? Alaltă ieri. Ați fost unde de mulțire? Alaltă ieri am venit de la Madrid. Cu dumneavoastră la manșă sau păi cum? Copilot? Nu, copilot să facă ăla să vorbească jos. Eu sunt comandant, domnule, eu stau în stângă. E avionul dumneavoastră, nu? Pe lângă treaba asta, avioanele mele, nu unul, că am mai multe. Păi și avionul, am dat un avion și Crucei Roșii, tot un jet. Că nu aveau cu ce să transporte bolnavi și nu știu ce, l-am făcut cadou. Dar nu contează astea. Iar omul care nu știe ce valoare are banul, înseamnă că nu-l merită. La un moment dat în România a circulat varianta că ai să-i dai 17 milioane lui Chelsea, că a trebuit să vinzi tot ce aveai, o casă la Miami, o nu știu ce. No, ce e adevărat și ce e legendă aici? Ce no, asta cu 17 milioane e un lucru încheiat de mult timp, iar casa la Miami n-am vândut că trebuie să-i dau, că n-aveam casă de 17 milioane să-i dau la Chelsea, am vândut-o. Dar până la urmă tu ai despăgubit-o pe Chelsea cu ceva? Nu. Nimic, dar inițial s-a zis că ești dator vândut, că... Nu. Iar casa am vândut-o pentru că am divorțat de Consuelo și era pe numele ambilor și am făcut partaj. Ca să împărțiți banii. Am făcut partaj, atât, nu asta. M-am apucat de antrenorat pentru că îmi place, în primul rând, pentru pasiune, pentru că aveam posibilitatea să stau la birou, am fost atât președinte la Dinamo, sau director general, cât și manager la... Bun, dar să zicem, iartă-mă, să zicem că nu mai făceai nimic. Ai fi avut sau ai suficienți bani culeși adunați din fotbal ca să trăiești încă 40 de ani, să zic? Păi depinde la ce nivel vreau să trăiesc. Nu sunt numai eu, sunt și copiii mei, am 4. Să-ți trăiască. Da, mulțumesc. Și depinde la ce nivel și ce vreau. Adică dacă vreau să stau numai pe bărci și pe vacanțe... Iacht n-ai încă, nu? Am avut. N-am. Ai avut. Așa nu cred că își permite nimeni care nu mai lucrează sau eu știu, pentru că am încercat, am avut unele afaceri, am încercat să fac în care am pierdut niște bani atunci și m-am lecuit și de afaceri și nu cred că își permite nimeni luxul ăsta ca să nu facă.
Și putea să trăiesc decent ca o persoană normală. Hai să zicem altfel. Hai, acum iartă-mă că sunt sâcâitor. Când ai terminat fotbal, în ziua în care ai jucat în ultimul meci, aveai destul? Câți bani aveai? Poți să ne spui? Dacă vrei. Nu vreau să vă spun, dar vreau să vă spun doar că am pierdut în jur de 3 milioane de euro. În, probabil știți, în fabrica aceea de biodiesel care o aveam eu pe la Oradea. Poate ați auzit povestea cu băiatul la Marțian, care tot zipa... Da, știu povestea. Exact. Da. Atunci am făcut-o când... Mai sunt procese? S-au terminat procese? Nu, s-au terminat. Bineînțeles că nu am ajuns fabrica intrată în faliment, s-au vândut alea, în fine, nu m-am ales cu... Deci ai pierdut cam 3 milioane. Cam 3 milioane de euro. Deci bani aveam și bani am... Am spus, ca să trăiesc ca o persoană normală, o să trăiesc liniștit. Cel mai mare fotbalist român după tine, Dobrin? Văzut de mine. Așa. Ca talent. Ca talent. Văzut de mine pentru că o fi fost și alții înainte de război. Na bine, Baratchi, ăia nu-i știm, n-avem de unde. Da. Bodola, Varga, Piții, Varga, nu știu. Tot... Nu, Piții, Varga e după. Mă rog, pe acolo și ei cu tare. Deci sigur că te raportezi la ce ai văzut. Te duci astăzi în Anglia, de exemplu, și toată lumea în continuare o să spună poate că George Best a fost unul din... Dar, sigur, Anglia acum aglomerându-se de bani și de toate, produc mai mult. Eu nu pot să spun, vezi, apropo de Dobrin și de Hagi... Bine, că asta e discuția. Apropo de Messi sau de Pele sau de Maradona. Nici nu cred că mai are sens. Cred că e cineva foarte bun într-o perioadă a sportului respectiv, știi? Dar pentru că eu am văzut și tu ai văzut fotbalul cu bări pătrate, când aud acum că terenul e înghețat sau e mocirlă sau... Ți-mi minte că mai aruncau romeguși la vreo... Deci ce atunci vorbești? Era numai mocirlă. Ce vorbești? Am revăzut din nou niște imagini cu George Best cum juca oia, frate, în Anglia, nu la... Bun, și atunci, pe condițiile alea, pe fotbalul de atunci, să joci o viață întreagă. Și dacă ploua și era nămol și era grind, așa, Dobrin termina întotdeauna impecabil în alb, în timp ce, deci, îmi povesteau mulți jucători, au zis, bă, frate, te duceai odată, dar după aceea te ridiculiza și nu mai te duceai. Și Dobrin, da, sigur, evitai. Eu am rămas uimit când l-am cunoscut, că am crezut că, nu, domnule, era și bine țapăn făcut. Foarte greu să-l dai jos. Și atunci lumea levita Liță Dumitru povestea. Ce să faci, Dinu? Bă, te băgai odată de două ori, dar după aia ți-o făcea așa și te râdeau ai tăi pe Dinamo sau pe Steaua și atunci lăsai în pace. În condițiile alea a fost cel mai mare și va rămâne durerea mea că el s-a dus mondialul din Mexic, da? Din 70. Când l-au lucrat prietenul tău Lucescu și cu Dinu și cu Dinamo și așa mai departe. Asta e adevărul. Merita poate și el, mai ales când ne-a calificat cu Portugalia. Bine, nu știu cât e adevăr, e adevărat, cât e folclor. E adevărat. Lucescu se jură că nu e vorba despre așa Lucescu ceva. Când se jură trebuie să fii foarte atent. A, nu-ți place Lucescu? Nu, îmi place foarte tare, dar eram la Timișoara odată când i-am bătut. Și, bine, voi la Timișoara. Și el și Dinu au zis, pentru chestia asta o să căzeți în B. Cu Jack Ionescu și eram pe locul 3. Mă, am căzut în B. Mă, nu cred eu că aveau atâta putere să retrogradeze o echipă. Atâta putere avea Dinamo atunci. Eu cu Gică suntem prieteni de, nu știu, de 30 de ani, da? În momentul în care am devenit și cumnați, lucrurile s-au complicat cu ghilimele de rigoare și mai mult. Petrecem foarte mult timp împreună, vacanțele le facem împreună, copiii noștri au crescut împreună și în continuare au o relație foarte apropiată, pleacă în vacanță împreună toți cei patru copii ai noștri, noi de asemenea facem vacanțele împreună. Deci am avut o relație cu Gică din totdeauna foarte, foarte bună. De-a lungul timpului am avut nenumărate discuții, ne-am certat, ne-am păcat, pentru că Gica are un lucru nemaipomenit, vulcanic, dar cât de repede se aprinde, la fel de repede se stinge imediat. Da? De când sunt președinte la Viitorul, cred că ne-am certat în 6 luni de zile mai mult decât ne-am certat în toți cei 30 de ani de când ne cunoaștem. Când vorbesc de ceartă, exagerez, ceartă, discuții pe fiecare cu părerile lui pe partea sportivă, nu? Eu, Gică, de mai bine de 2 ani de zile
mă tot rugas, vină lângă mine, vină lângă mine, că am nevoie de cineva, am nevoie de cineva. Și zic că nu, că deocamdată nu vreau, nu vreau să vin, nu vreau să vin lângă tine să mă plătești pe mine pentru că nu pot să-ți iau bani. Mă rog, și până la urmă... Da, iartă-mă, acum ai salariu de la Viitor? Am salariu, da, am salariu la Viitor, pentru că el mi-a zis, băi, dacă nu vii tu, iau pe altcineva. Deci dacă nu vii tu, eu te rog să vii. Dacă nu vii tu, iau pe altcineva și oricum trebuie să am pe cineva lângă mine, pentru că am nevoie, nevoie de cineva. De nu cineva pot, pe postul, nu pot, te rog să vii lângă mine. Și atunci m-am dus, el știe foarte bine și alte oferte pe care le-am avut de la noi din țară să mă duc, să mă duc președinte. Am spus întotdeauna că în țară, atât timp cât Gică va avea echipă și va fi antrenor, îmi va fi imposibil să mă duc la alt club și să fiu adversar cu el, pentru că nu pot să fac lucrul acesta. Mă bucur că am luat această hotărâre și m-am dus lângă Gică pentru că avea nevoie să fie cineva alături de el, să-l ajute și pe partea administrativă, el făcând la Viitorul cam tot și administrativ și tehnic, lucru care este foarte greu de gestionat. Da, sincer, e ușor de lucrat cu el, că este un tip care își impune punctul de vedere întotdeauna. Nu este ușor de lucrat, însă atunci când îl știi pe Gică și îl cunoști așa cum îl știu eu de foarte mult timp, este mai ușor de lucrat decât dacă vine cineva din exterior și să lucreze pentru prima dată cu Gică. Fuge imediat, pentru că Gică este un perfecționist, dorește să facă lucrurile toate la perfecție și nu întotdeauna reușești. Și atunci are o anumită... Controlează el tot. Controlează, adică... vrea să controleze și până la urmă este normal atât timp cât ai banii tăi băgați acolo și Gică a băgat foarte mulți bani acolo. Eu știind de aceste exigențe ale lui Gică, însă cunoscând foarte bine ce vrea, pentru că, ok, noi suntem de 6 luni de zile împreună oficial, dar eu cu Gică am vorbit zeci de ore despre proiectul ăsta și m-a consultat și i-am dat părerea mea. Nu erai președinte și te duceai la toate meciurile și eram acolo și ne întâlneam după aceea și vorbeam și când vine acasă, când vine la București, vine la mine și stăm de vorbă și vorbim și petrecem timp cu familiile, dar noi tot de fotbal vorbim. Deci ore și ore și ore vorbim de proiectul ăsta, deci eu îl știu foarte bine și mi-a fost foarte ușor să mă integrez atâta timp cât știam de la început filozofia și pașii și momentele bune și momentele grele. Deci mi-a fost mai ușor să mă încadrez în acest proiect. Nu e conștientă că Gică Hagi, ca și tine, ați câștigat în viața de fotbalist. Dar el a riscat imens că a băgat toți banii în această afacere care putea să falimenteze. Din întâmplare ea merge bine, dar putea să meargă rău. Din 99 de proiecte, dintr-o 100 de proiecte, 99 a fi falimentat. Singurul care a stat în picioare este proiectul lui, pentru că s-a ocupat el. Dacă nu s-ar fi ocupat Gică și dacă nu ar fi fost atât de implicat în toate departamentele din club până l-a pus la punct, vă spun eu că nu reușeam. Scuze-mă, mi-a spus cineva, nu știu dacă nu e numai folclor, că atunci când vine la stadion verifică dacă mingile sunt umflate suficient. Ia mingile și le încearcă. Da, asta e un lucru important. Da, adică asta e un lucru important, pentru că patronul să verifici... Dar el acolo când intră pe stadion nu mai e patron, el e antrenorul echipei și se comportă ca antrenor. Că are anumite preocupări și ca patron, e normal, dar Gică atunci când pune piciorul în baza de la Ovidiu, este antrenorul, este managerul echipei, pentru că se ocupă și de junior, se ocupă... Când vorbesc de junior, se ocupă de filozofia și de implementarea filozofiei la junior. Pentru că el a zis, asta e filozofia, așa o implementați, ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i faceți. Și dacă nu îi urmărește, da, nu se implementează. Ianis Hagi e un jucător de clasă? Sau poate va fi un jucător în devenire de clasă, să zic așa. E un jucător care mai are de muncit, dar este un jucător care are toate calitățile în a fi un top. Top, 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 top. Eu n-am văzut în viața mea un jucător în Europa și ne uităm. Eu îl punem pe Ronaldo acum, la cinci și pe Ronaldo și pe Messi. Și îl punem să bată cornere. Și dacă vreunul dintre ei bat cornerele cu ambele picioare, la fel ca Ianis Hagi, eu mă las de antrenorat. Șumi, dacă tu mâine ai fi antrenorul național, l-ai chema? Numărul 10, direct. Numărul 10, direct. Direct, unde scrie Hagi în cabină și sunt ghetele puse jos, numărul 10, direct, Ianis Hagi. Da, iată că noi
la gazete, în general, am primit destule reproșuri așa din public, să zic, că îl susținem pe Ianis Hagi din respect. Dar trebuie susținut. Dar trebuie susținut. Fiindcă trebuie să ajungi, trebuie să aduci ceva de noi. Nu, ce ne vine din spate? Păi pe cine facem număr 10 acum? Pe cine facem număr 10? Da. Dacă noi nu-l ajutăm pe Ianis... Păi dar eu v-am mai spus să te duci să bați 11 metri și cu stângul și cu dreptul la fel, să nu-ți dai seama ca biomecanică de lovirea mingii. Ok, are, da, alte, are alte probleme. E chiar un fenomen. Este, da. Este incredibil. Incredibil. Nu există în Europa, vă spun eu, și în lume. Nu există, sunt foarte puțini. Cred că e singurul care lovește mingea la o pe o distanță de 40 de metri să nu-ți dai seama dacă e stânga sau dreptaci. Da. Nu există. Deci în criză de spațiu și de timp, Neovidiu, în momentul de față, unuia care vine pe stângul trebuie să-și o întoarcă pe dreptul sau invers. El nu are probleme de genul ăsta. Da, sigur. Adică... Plus precizia unei lovituri, că asta poate să o facă și Messi, poate să o facă și Ronaldo, am dat un exemplu. Bine, la Oscar ei au alte calități, mult peste Ianis. Dar ceea ce vreau să vă spun, ca lovirea mingii, ca biomecanică, pentru mine e numărul unu. N-am văzut fotbalist în lume. Da, e și greu... Cum să spun, să-l anihilez, că nu știi cu care picior nu joacă. Nu știi ce face, nu. Altfel, că știe dreptaci, îl blochează acolo. Dar și când pleacă spre penalti, portarul advers nu știe cu ce bate. Păi dacă se zice perpendicular pe minge, nu știi dacă dai cu dreptul sau cu stângul. Corect, da, așa este. Bun, mai am aici o serie de întrebări. Ați văzut vreodată pe Ronaldo să bată, sau pe Messi să bată penalti cu piciorul celălalt? Messi cu dreptul sau Ronaldo cu stângul? Nu, fiecare e specializat, să zic. Am dat un exemplu, ceea ce poate să facă copilul ăsta. Ce îți mai aduce aminte? De unde ai, cum ai ajuns tu președinte de club? Sau, mă rog, Drucker, ce erai tu acolo? Aveam o prietenie bizară. Știi că pentru mine prietenia nu e selectivă. Te pomenești cu niște oameni în viața ta și eu sunt genul de om care mențin după aceea relația într-un fel sau altul toată viața. Florea asta a fost ospătar pe undeva pe la Orșova, știi? Și l-am cunoscut în tinerețe, că mi-a dat doi mici și o bere. Omul neștiind meseria asta sau trei, s-a părut lui că dacă eu făceam atunci, eram pe cai mari la ProTV, vezi, Doamne, nu știu, i-a spus, Gheorghe, eu vin cu drag, dar... Eu nu mă bag în chestiile astea. Chestii pe care am cunoscut atunci, pe vremea aia, veneau oameni celebri din fotbal și spuneau, băi, bati-mi la mini și bați tu la tini și stăm în divizii și te strofoci atâta. Bă, zic, nu, noi jucăm pe teren. Jucați pe teren, o să cazi, Florini. Și am căzut. Primul meci. Am fost pe Giulești, am bătut cu 3-2, cu Romică Buia, deci două de la jumate de noi, 3-2. Deci senzație, nebunie ce meci am făcut atunci. Am venit acasă Steaua, era atunci, Corpodean, am învățat și eu de la Gino, că după aia simpatia s-a transferat la FC Național. La Progresul, da. Și Gino îmi spunea, zice, Corpodean, Zota, deci când vezi că vin ăștia la cutare, mai erau săraci și alții, în sfârșit. Ăștia sunt... îi mai văd din când în când. Deci era clar că sunt niște lucruri acolo. Ceea ce s-a și întâmplat cu Steaua, n-am reușit, deși jucam extraordinar 2-2, după care s-au pus pe noi. Și am văzut cum se distruge o echipă, cu arbitrii, cu antrenorul, cu jucătorii, cu federația. Punct. Așa, programatic. Am căzut în B, mândri pe teren. N-am vândut un minut. Atunci era moda. Păi venise Bistrița la noi acasă și era burebista în poartă și lordul care era copătul așa, Dumnezeu să zice, cu zi ăla de la Argeș și antrenor era... Halagian, cine? Nu. Era a jucat el la FC Argeș, dar a fost o vreme... s-a prăpădit și el, cred. Și zicea, haide bă, jucați mai cu viață, mă, ce și ăsta din poarta mea, dar voi n-ați făcut nimic, bă, nu ne aleargă ăștia de 18 ani aici, zic, cu tare și cu tare și cu tare. Și se vedeau, erau cu sute. Deci, de exemplu, când vii tu și faci trei schimbări până la pauză și după aia vă doi din aia în repriza a doua spun că au făcut în tinere, știi că nu poți, în mod științific, nu poți mare lucru să afli dacă jucătorul să vaită până afli tu un aparat care chiar a făcut în tinere. Și așa mai departe. Bun, Forbes a trecut de mult de 1 miliard de
de euro. Și nu o să vă întreb dacă, cum să spun, e greu să fii miliardar în euro. Dar o să vă întreb, așa, pentru ăștia tineri, că nu e cazul meu, cum ați făcut primul milion? Că zice că pe oamenii bogați să nu îi întreb cum am făcut primul milion. Nu asta cum l-ați făcut? Habar nu. Cum? Și habar nu am pentru că niciodată, eu am știut nu atâta să-mi număr banii, n-am fost Hagi Tudose să număr banii. Am avut oarecare talent, dar am muncit totdeauna mult mai mult ca Ilie Năstase sau ca alții, pentru că n-aveam talentul lor. Și această muncă s-a răsfrânt pe urmă și la toate celelalte activități pe care le-am avut. Dar eu am spus primul lucru și am spus în felul următor. Dom'le, eu am fost bogat prima dată în viața mea când am intrat în cârciumă aia. Știu, și aia nu m-am uitat antologică. La meniu. Nu, dar vă spun, onest. Nu ne întoarcem noi și n-ar când mai trebui să fie vremurile alea. Cât mai costă felul de mâncare? Niciodată. Așa am fost, am bogat. Dar eu cu Costică Năstase, nu cu Ilie, înaintea lui, la Paris, pentru ăia doi franci care aveam doi, puneam o farfurie cu spaghetti în mijloc, stăteam cu furculițele, ziceam 1, 2, 3 și fiecare cât putea să mănânce, că atâta aveam doi franci, care nu mai trebuie să fie treaba asta, nu mai trebuie să plângem. Un jucător de tenis, la Wimbledon, la primul tur, dacă pierde, ia 50.000 de sterline. 50.000 de sterline este salariu a 3 secretare la Londra și a 4 la București pe 4 ani, pe 3 ani, pe 4 ani, fiecare. Deci gândiți-vă, și tot n-ajunge. Azi dimineața a trebuit să răspund la propunerea jucătorilor de a mări prize money-ul, prețurile pentru anul viitor, cu încă 10%. Oamenii ăștia sunt de pe altă lume. Este absolut sport profesionist, este absolut tot ce vrei, dar Madridul, de exemplu, are 15 milioane premii. Nu e prea mult, domnul Sirac. Încă 10%. Socotind ce se întâmplă în societate. Încă 10% ar însemna, dacă vrei, 16 milioane jumate, 17 milioane. Atâta timp cât piața plătește, da, merită să-și faci profesionismul și să le dai mai mult și nu știu. Până unde e limita? Aici e întrebarea. Nu din punct de vedere comunist, social, dar limita unde este? Și limita la dumnealor este, pentru că trăiesc în Statele Unite, unde anumite sporturi, fotbalul american. Da, baseballul. Fotbalul american. Golful. Este premii colosale. Fotbalul american generează unei echipe din prima ligă cel puțin 1 miliard pe an profit. Da. Și atunci vor jumate din treaba aia. Ok, și eu vreau, dar ce pot să-ți dea? Însă venind înapoi, nu poți să te compari cu ea. Și nu poți să te compari cu ea venind la oile noastre. Că asta aș vrea eu cu dumneata, că ești opinion maker și poți să o pui în scris, ba pe sticlă, ba nu știu ce. Cum poți lămuri acest politic că mergem într-o înfundătură de stradă fără niciun fel de ieșire? Și singura ieșire nu e, cum spune domnul Belu, 2024. Eu iau 10 ani minimum, dacă semene acum. Nadia are, la turneul ei de gimnastică de copii din Statele Unite, 3500 de participanți. Federația Română de Gimnastică are vreo 400 de copii legitimați. În toată țara. Cum să faci și să lupți cu ăștia? Ando, totuși ai strâns ceva, din câte înțeleg eu. Bine, că nu, ai cumpărat, nu foarte mult din fotbal. Acum ai cumpărat un restaurant la... Cumpărăm mai mult, de mai mult timp, Neovidiu, dar nu se știe. L-am cumpărat când am câștigat campionatul cu CFR. În 2008 am cumpărat la o licitație a FPS-ului o clădire istorică. Bine, fostul restaurant Corvinu, din ce fost, da, da, era complexul Corvinu. Unde am mâncat... Așa e. Inaugurarea a fost făcută de Dej, Gheorghe Gheorghe Dej cu Hrușov.
Bine, era un complex cu berărie, restaurant super elegant, cofetărie. Na, și a fost o licitație și sentimental, așa, nu-i pentru bani. Aveți ce aveți cu berărică și Mircea Lucescu a cumpărat o fabrică de bere. Bine, ne-am aici făcut-o de la zero. E altceva. Pe mine m-a costat renovarea peste 500.000 de euro. Numai renovarea pentru fiind clădire. Bun, și ai dat drumul? Dar cum? Să nu funcționează. A, funcționează. Dar numai la evenimente. Evenimente de orice fel. Adică dacă te duci să mănânci la prânz, nu există. Nu pot. Nu. Nu deschidem decât sâmbăta și duminica, când sunt evenimente și evenimente mari. Că dacă adică nu-ți botezuri. Nu-ți botezuri evenimente, de întâlniri. De acolo să scot banii, nu? Da, dar nu foarte mult. La nivelul Hunedoare, nu. Pentru că la investiția care e, cred că nu să trebuie să recuperezi banii. Nu cred. Cu ce ai plătit să cumperi și cu 400 de mii am plătit pe vreme, mi-aduc deci aminte, 13 miliarde și ceva. Deci un milion de dolari sau un milion de euro? De euro acolo. Tot ce e acolo. Bine, e o investiție care îți aduce, depinde de numărul de evenimente. Nu-i... Toți banii pe care ai luat de la CFR, un milion, l-ai băgat acolo, nu? De unde? Aș fi vrut eu să câștig un milion. Dar atunci de unde ați ia banii? Că Elce și Kerenvenu... Eu am mai făcut afaceri. Am construit blocuri, am fost asociat. Eu m-am ocupat de fotbal, soția mea, care e inginer constructor, s-a ocupat și de... Și tu participai și îți vezi. Da, bineînțeles. Ta. Soția mea se... Bine, am făcut bani și din aia, am mai avut și un motel acolo la Hunedoara, mai avut eu mai multe business-uri, așa, nu pot să spun că... Eu am fost un tip care nu mi-a plăcut să trăiesc numai din fotbal. Sunt antrenor care trăiesc numai din fotbal. Dar că toată lumea s-a orientat. Ilie Dumitrescu a fost în emisiune, avea tot așa o sală mare de recepții, mă rog, de nu știu ce. Lucescu construiește blocuri. Da, Mircea. Au fost pentru tine 2 ani care te-au prăbușit psihic sau 2 ani care te-au întărit? Arăt atât de prăbușit. Nu, tocmai, da. Pe unii Ovidiu, 2 eu, ani eu înainte, noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și ne cunoaștem și problemele pe care le-am avut. Eu am stat 20 de ani înainte de a ajunge acolo pe somnifere. Dormeam 3-4 ore pe noapte. Aveam nevoie de un... reset. Și acolo m-am resetat. Întrebați-l pe Gică Popescu ce tonus am avut eu din prima zi. Am stat împreună? Am stat împreună, da. Toată perioada lui. Eu am stat mai mult. Ce tonus am avut eu în perioada detenției? Deci cum am... pentru că ei nu înțelegeau. Am avut, mă rog, un alt deținut care vorbea cu apropiații. Tocmai plecați și a zis, bă, n-am văzut în viața mea așa ceva. Ăla zici că confunda Rahova cu Disneyland. Că era tot timpul zâmbitor. Adică tu erai optimist, erai stenic. Pur și simplu nu o făceam pe... încercam să-mi impun asta. Era un capitol care se încheiase, era atât de ciudat prezența mea acolo, pentru că aveam faptele prescrise și Direcția Națională Anticorupție, balaurul care sperie pe toată lumea coruptibilă, ceruse achitarea mea. Deci, imaginează-ți, în dosar, să ceară DNA-ul pedepse cu executare și cu suspendare pentru 7 din 8 și achitarea unui inculpat. Iar completul a considerat că nu trebuie să calculeze prescripția și am ajuns acolo. Tocmai de aia era atât de ciudat încât eu m-am gândit din start, bă, așa trebuie să fie. Și dacă așa, dacă cu ideea asta am plecat în cap, așa trebuie să fie, probabil că am fost salvat de la o nenorocire mult mai mare. De aia am fost foarte bine din punct de vedere mental. Mai puțin ultima perioadă, pentru că nu știam, plec acasă sau o să-mi dea o amânare. Era chestia aia cu cărțile și... culmea că eu le scrisesem cu mâna mea pe toate, da? Mă rog, nu știu ce mare valoare aveau, dar eu zic că oricum am muncit la ele. A fost o perioadă, trebuia să o fac și pe asta. Că tot vorbim. Gigi Becali, că știu că l-ați cunoscut, ați avut unele, chiar v-a ajutat în anumite împrejurări. Este admirabil. Admirabil, pentru că să vă spun, așa cum este el, că m-am mai certat cu el așa, că el este un tip expansiv așa și un dat incontrolabil. Are un suflet de aur omul ăsta. Eu ultima oară acum am făcut o conferință ca să ajut o fată care are oarbă și am strâns vreo 6.000 de euro, biserica 4.000 și am dat telefon, băi Gigi, zic,
te rog în suflet, zic, uite că trebuie să ducă cu celulele STEM. Și că, bă, domnule, dacă tu crezi, dat 11.000 de euro. În contextul în care el avea averea să-i chestia, tot îl urmăresc ăștia, haimanarele astea. El a făcut mănăstiri, el a făcut, cum să spun, e cu steaua lui acolo, nu o plicem, nu e incompetența mea. Numai eu știu câte pensionare am ajutat și nu-l buri prea mult la cap. Pe urmă, a dat, eu vă spun așa, acum 2 săptămâni a murit una din somitățile științei românești. Nici găinare ăștia și nici la televizor n-au spus nimica, pentru că sunt în ultimul hal de ignoranți. În America sau în Franța făceau funerare naționale. A murit cel mai mare iatrolog, Radu Iftimović, cel mai mare istoric al istoriei medicinei. A luat premiul Kalinga, al doilea după Nobel. Nu se știe nimic. Și am zis, Gigi, vrea să scoată ultima cartieră la Paris. Îi trebuie 3.000 de euro. Bă, Danuț, eu îl cunosc pe două profesor, te cunosc pe tine. Eu nu citesc cartea aia, nu știu cine citește. O citesc eu, Gigi. Dumnezeu, mi-a dat 3.000 de euro, Dumnezeu. Cartea va ieși, sub egida Academiei. A mai scos o carte așa, tot așa. A făcut niște gesturi de genul acesta extraordinare. Eu pe omul ăsta l-admir, așa cum este. Mâine poate să-mi spună că, zis, Dumnezeu, îți spun eu toți banii. Numai pentru câte mănăstiri ai făcut, numai pentru cât și oameni sărmani ai ajutat. Știu că este la un moment dat mai liber, mai slobă la gură, că face gafe, că asta este altă treabă. Dar dacă îl vezi un om, îl iubești pentru gesturile lui. A, da, bă, cum să nu? Credeți că am fost în pușcărie la el. Ați fost am fost în pușcărie la el, m-a primit, a fost extraordinar și ăla, polițistul, foarte respectuos și a fost el la pușcărie, m-au controlat tot așa ca să intru. Am ținut un discurs la pușcărie așa. Genial. După ce m-au controlat, așa a zis, să trăiți, maestre, noi vă respectăm. Și am dat un miliția mai tâmpit, care mi-a zis, ai 2 minute să stai de vreo cu deținutul Becker. Și Gigi, dar nu-ți bine ai venit. Zic, Gigi, zi-mi repede, că n-am decât 2 minute. Și, bă, ce ți-a zis că ai 2 minute? Zic asta. Bă, ăsta stă cu mine toată viața aici, bă. Ăsta e prietenul meu. Eu am înnebunit că zic că stau toată viața cu el acolo. Și el avea cărți de la Sfântul Munte, avea icoane. Așa, este universul lui Gigi. El nu trebuie judecat acum că vine de la revista de Dialog Social sau de la Dilema. El este o entitate de Macedona cu coale lui. M-ați înțeles? Da. Pe ce sistem de referință judecăm? Eu judec omul după fapte, după roadele lui. Câți au averea lui Gigi pe care și nu dau nimic? Câți? Este așa țara plină de securiști cu bani, niște nenorociți și nu dau. Când a fost inundații, n-a dat obosta. Și o să-mi spuneți, eu n-am luat de la el nimic niciodată. L-am invitat la teatrul meu și mi-a zis, bă, Dane, nu vin că nu mă pricep. Clar, mai este foarte scurt, nu mă pricep la chestia asta. Ce onestitate. Alții vin și mai și scriu cronici de teatru, niște derbedei. Dar, bă, când te-a pus să scriu cronici de teatru, mai bine este așa. Am terminat institutul de teatru, nu mă pricep, sunt oligofren. M-ați înțeles? Da. Gigi a zis, sunt incompetent. Pune-mă și pe mine mâine să-ți antrez echipa de fotbal la Steaua. Bă, Gigi, sunt incompetent. Iartă-mă. În clipa în care un om își declară incompetențele, e un om inteligent. Da, da, e mare lucru Puric, să spui, nu mă pricep, nu știu. Puteți să gestionați Institutul de Fizică Atomică? Dacă sunt cretin și fac parte din guvernul României, zic da. Pe când zic, dom'le, nu pot, dom'le, nu-i competența mea. Așa, din câte mă uit, se pare că da. Adică se pare că nu mai sunt normal, nu? Te resimți. Acum depinde la ce intensitate, la ce intensitate vrei să mă refer. Nu, dar este cred că cea mai cunoscută aia, Anina cu Bihor. Aia, Anina, a fost cea mai groaznică, pentru că atunci, pentru prima dată în viață, m-am uitat și eu la așa printre jucătorii aia și mă uitam la cer și ziceam, Doamne, nu mai văd copiii acasă. Dar cum a fost? Păi, a intrat lumea pe teren, nu? Sau ce? Să te ferească Dumnezeu că-i aud pe ăștia de furia mulțimii. Nu știți ce e furia mulțimii. Furia mulțimii este o forță incredibilă. Incredibilă. M-am dus la Anina și să descoperiți sărășisturile bituminoase la Anina, marea resursă de energie a țării. Era oamenii aia săraci, niște amărâți, într-un oraș minier, până ajungeai acolo la Anina, erau peripeții multe, erau izolați de lume, vai de ei, săracii aia minerii. Și pe la începutul jocului îmi spunea unul, bă, te văd băiat frumușel așa, bă, nu-ți milă de tine, bă, ești nebun. Eu, dă-i cu galbene, dă-i cu alea, dă-i cu alea, primești, tot, dă-i. La pauză n-am putut să duce la vestiare, a rămas așa, în centrul terenului. L-a luat aia cu niște pietre pe tunelul ăla de acolo, că era un ce tunel, era ceva de o plasă de sârbă până la... Și a rămas în centrul terenului.
Și repriza a doua la fel s-a terminat, nu știu, mânca bătaie, s-a terminat la egalitate, nu știu ce mai. Dar știu că am apucat să fluier sfârșitul jocului și când să ne ducem spre colțul terenului pe unde ieșea, vine Ovidiu, era un plas, un gard de plasă, a, Anina, am uitat să spun, era muntele așa și era tăiat în munte stadionul. Exact, stadionul, rest nu exista, decât prăpastie în stânga și aici în dreapta era muntele. Deci practic n-aveai pe unde să fugi. N-aveai pe unde să fugi, dar nu. Eu când am văzut că i-a rupt gardul, pe acolo nu puteam să mă duc spre tunel, că veneau ei. M-am gândit să sar gardul, zic, doamne, pe dacă sar gardul, în prăpastie asta pe unde dracu mă duc, mă omoară ăștia aici. Și am văzut că erau niște polițiști care vreau să mă apere. Milițieni, că vorbim milițieni, de 81, nu? Da. Nu, asta nu. În 77, da, cred că am fost. 77, cred că am fost. Sau 7, nu mai țin. Nici nu vreau să țin. Și am văzut că ei a fug spre mine vreo 3-4 inși și am vrut să fac cu așa o curbă ca să le dau spațiu la oamenii ăia să ajungă la mine. Și ce să le dau, că m-a prins ăia în curba aia. Și cum ți-am zis că eram mai rebel cu plete mari așa, m-a luat o namilă de aia de vreo 2 metri, mă ținea de păr așa de sus, îi atingeam cu picioarele pământul. Și ne zicea, ți-am zis că-ți beau sângele și îmi dădea niște înjurături. Eu am venit și cu o oră înainte de meci, am ajuns, am dormit la Orșova. Ți-am spus, mă, înainte de meci, că-ți beau sângele. Și ce să mai ala, când obosea așa, îmi dădea drum. Și acolo mă luau aia la pumni, la picioare de ochi. Deci ai luat, adică cu vânătăi, cu n-a fost. Păi n-au video. Dacă nu erau ăia săracii polițiști, ea să le dea Dumnezeu sănătate, nu mai eram în viața mea, s-au culcat pe mine, și am mai avut noroc că erau câteva sute de militari, în termen erau la stadion. Și au sărit ăia gardul, mamă, s-a iscat o bătaie între militari și mineri, incredibilă. M-au scos din ghearele nemernicilor alora și le era frică să mă ducă la poliție. Mi-a zis, dom'le, duceți-mă la poliție. Nu, dom'le, zice, vezi de treabă. Zicea la polițistul, dom'le, ești nebun? Ce, eu de când sunt în Anina, nu merg decât pe mijlocul șoselei. Mi-e frică să merg pe marginea, pe trotuar. Zice, nu merg niciodată. Tu ai venit să faci dreptate aici la Anina? Și dom'le, duceți-mă. Și m-a dus la spital. M-a scris medicul legist vreo 4 pagini ce aveam numai până în brâne. Când m-a dus acasă, soția a început să plângă că m-a văzut. Ovidiu, eram, dacă mă vedeai... Erai plin de vânătăi, nu? Aș vânătăi, desigurat eram, ce dracu plin de vânătăi eram. A început să plângă. Și a zis să mă las. Nu m-am lăsat, uite că nu m-am lăsat și am făcut bine pentru că au venit niște lucruri mari. Da. De regulă, antrenorilor da, stau la hotel, o casă, da. Un apartament, o vilă. Nu, păi și aici. Era un cartier Antepia la vreo 10 km, ceva senzațional, un gen Cosmopolis la noi, dau un exemplu. Da. Cu o vilă aveam grădină, plătiseră tot, dar nu rezist să stau singur. Mi-am făcut tot ceea ce țin. Acolo ești singur, nu ești cu soția? Nu. No, mai vine. Soția mea vine o dată la lună, o dată la două luni, fiind mai aproape decât Saudia și permițându-se să vină, mai trece pe la mine, mai vine. Îl am pe băiatul meu care e cu mine și care face parte din staff, fiind metodistul meu. Și... Deci nu ești chiar singur. Nu, nu, dar am avut șansa să, la un moment dat, să lase de fotbal și eu l-am certat toată viața, Nea Ovidiu, fiindcă stătea până la vreo 3-4 dimineața jucându-se jocul ăsta, PlayStation, FIFA, da, da, da. Toate. Bă, și spuneam, bă, și știa toți jucătorii mai bine ca mine, eram nebunică, îi știa pe toți să facă schimbările, cum să câștige, jucau cu unii de până asta și mă ajută enorm. Deci mă ajută enorm în ceea ce privește adversarul, în ceea ce privește GPS-urile, datele, statisticile și am câștigat un om, având încredere mare în el, deci nu sunt singur, sunt cu băiatul meu, iar eu tot turcii staful... au fost de acord să-l angajeze. Nu? Da, da, fără probleme. Păi da, nu, a adus CV, a lucrat cu mine și la Shabab și cu tot. Are școală făcută în Portugalia și în Anglia, a făcut vezi două cursuri. Noi când l-a adus Down pe Fieso aici, ne-am revoltat. Am zis, nu, da, eu i-am plătit și a făcut două cursuri, unul în Portugalia și unul în, Anglia și aici mă refer strict pe ceea ce înseamnă Catapult. Este o firmă care se ocupă de GPS-uri și de statistică, de tot ceea ce înseamnă date și a luat un certificat de la ei, adică nu l-am angajat așa, haide mă, vino sau...
Și mă ajută foarte mult. În timpul antrenamentului îmi stă pe margine, îmi dă datele la cât aleargă fiecare jucător, care trebuie să facă mai mult, care nu și-a atins parametrii, rămân cu ei după antrenament și fac. Adică sunt niște lucruri care mă ajută enorm. Și aveam nevoie de unul în care să am încredere. Să mai vorbești românește. Da, și plus, nu, tot stafful. Plus tot stafful e. Plus sigur, că îmi țin stafful cu mine la hotel. Indiferent. Toată lumea stă în hotel. Toată lumea stă cu mine la hotel, hotel de 5 stele. Toată lumea, indiferent că facem un efort financiar și plătim ceva noi în plus, sau noi stăm la hotel, stăm toți acolo, fiindcă am nevoie să vorbesc cu ei zi de zi și n-aș fi putut să mă văd doar cu o oră înainte de antrenament. Eu dimineața stau de vorbă cu ei, pregătim antrenamentele, sunt un om care mă manifest, care la un moment dat mă iau de cel care lucrează cu defensiva sau cel care lucrează cu mijlocașii, fiindcă eu îmi împart munca așa și am oameni care... De ani de zile, de exemplu, Petre Cristi. Câți oameni ai în staff cu totul? Am 6 inși de-ai mei. Și eu tot peste tot mă duc, da. Indiferent că pierd din ceea ce înseamnă bugetul meu, fiindcă la un moment dat trebuie să fie mulțumiți, eu pun de la mine și vreau să-i am mulțumiți. Și niciodată nu vreau să-mi pierd staff-ul, fiindcă staff-ul mi-a dat tot. Ei m-au ajutat enorm în carieră, îmi dau echilibru, am fost colegi de-ai mei, am băieți cine care... Cine sunt zinu, măi? Am Petre Cristian, care a jucat cu mine la Sportul Zdențeni și care se ocupă defensivă, lucrează de 7-8 ani cu mine, a fost secundul lui Răzvan Lucescu pe la Algei și peste tot și am reușit să-l conving să vină cu mine. Gabi Mărgărit, tot la fel, care a lucrat și el în străinătate foarte mult și pe la Steaua. Am un preparator fizic acum care a școlit în Anglia și care a stat 14 ani în Anglia, tot așa român plecat, Ciprian Moscu, care l-am luat cu mine, băiatul meu, antrenorul cu portarii Radu Sardescu, deci practic și m-am înconjurat, plus că am doi turci, unul care a fost cu mine la Shabab și care se ocupă tot așa de pregătirea adversarului și de ceea ce înseamnă faze fixe, deci este specializat numai pe ceea ce înseamnă faze fixe împotriva noastră și pentru mine, fiindcă se poate câștiga, sunt echipe care sunt de același nivel și poți să decizi jocul la o fază fixă. N-aveți carnet, v-au luat carnetul. Pentru carnetul cât timp? Pe 2 ani. Cred că pe 2 ani, da. Aproape unul a trecut, nu? A trecut un an. Dacă că mi l-a luat, nu mai știu. Chiar nu mai vreau, că soția mea, bun, e greu și pentru ea să facă drumul ăsta, Constanța, dus, întors. Cred că o să ne luăm un șofer, dar nu cred că mai conduc la 75 de ani, dacă mi-l de la anul, ce să fac cu el? Da, dar, cum zic, cred că regretați că ați avut... Da, regret, dar... Bine, ați fost tot timpul un tip original, ieșit din comun. Am fost sincer, asta nu mă deranjează, că am fost sincer. Și mulți am văzut în situația mea, au primit alte sentințe, mai ușoare sau mai puțin ușoare, dar am avut și noi mulți oameni de politici care mergeau beți cu poliția în față. Adică, cred că au vrut să facă, m-a întrebat judecătorul, domnul Sase, dar ce ați făcut? Zic, domnule, regret, că am și o copii, am prieteni, am văzut în toată lumea, m-am făcut puțin de râs. Și de ce ați făcut? Zic, domnule, eu până la 38 de ani am pus picătură de alcool în gură. Zice, dar totuși, de ce ați făcut asta? Zic, am vrut să recuperez. Zice, sunteți sincer. Zice, îmi pare că sunteți sincer, măcar. Domnul. Nu, dar de asta tu, eu știu asta. Nu ești un tip care bei. Nu bei nici măcar cafea. Bei o cafea pe an. Acum am, că am venit pe drum. Iar băutură nici atât. Păi, dacă nu ești, n-ai exercițiu, ai băut un par și ai luat o rază. Numai de asta că am zis că nu eram beat sau am recunoscut cât ați văzut. Eu am crezut că după ce îmi pune ăla așa... Fiola. Atâta. Dar n-am înțeles că trebuie să mă duc și la poliție. Și am vrut să plec. Că am zis, cât e? Plătesc amendă? Nu știu care este, ce trebuie să fac? Și ăla a zis, nu, vrei să fugiți? Cum să fug, domnule? Unde să fug? Și mi-a pus bine, acum e un titlu de glorie pentru un polițist să ia carnetul lui Ilie Năstase. Mai și spun, zice, domnule, avem legea în mână, facem ce... Nu, legea o ai în mână, dar poți să o aplici frumos. Poți să mă tragi pe dreapta, să-mi vorbești, să-mi... Haide, domnule, să uite mașina asta, că asta e legea. Nu, ți-a 70 și ceva de ani să te arunce cu fața de trotuare, să-ți ceară 7 inși, să spună mie că eu eram agresiv. Păi ei erau de 2 metri. Erau 7, 3 echipaje și eu eram agresiv, să-i băteam eu pe ei sau cum. Mi s-a întâmplat asta la Paris. Veneam cu, nu știu, nu știu că îl știi pe Dan Fischer. Da, cum, Dan? Veneam cu Dan de la Roland Garros. Și el avea o prietenă și am ieșit acolo
Eu aveam scooterul, dar nu am găsit taxiuri. Zic, hai bă, Danes, uite pe asta mică, pe agua în mijloc și tu în spate. Și mai spre Șanzelize să mâncam. Coboram așa, toată lumea râdea și făcea cu mâna. Zic, mă, ce s-a întâmplat? Nu vedeam că în spate erau două mașini de poliție cu girofarul. Când am ajuns jos acolo, au început ea să pună alea. Trageți pe dreapta. De unde veniți? De la Roland Garros. A, de la Roland Garros. Ce a fost acolo? O petrece. Și de ce veniți? În România mergeți trei pe un motoc. Zic, nu, îmi pare rău, dar vă spun adevărul, n-am găsit taxiul. Și eu am fost mai... Am gândit că nu se întâmplă nimic și am luat-o și pe domnișoara. Zice, trageți pe dreapta acum, o puneți acolo pe trotuar și veniți mâine și o luați. Bună seara, mulțumesc. Și am... Da, asta diferența de atitudine. Nu, Ovidiu, pe mine mă deranjează că atunci când s-au făcut treburile astea, după 89, s-a trecut de la miliție la poliție fără să aibă educație de poliție. Acum o spun sincer. Și de la SRI, de la securitate, la SRI, Serviciile Române de Informații. Ce aveau aia? Că aia stăteau pe la colțul să asculte, să părască? Aveau educație de SRI? Nu. Și acum, ultima și cea mai urâtă, au îmbrăcat niște pasnici, că nu spun altfel, în haine de poliție, la primărie de sector. Da, da, da. Dar nu e bine. Din punct de vedere emoțional... Ați avut condiții de VIP sau... Am stat cu Marian Iancu multă vreme în condiții de VIP. Nu există condiții de VIP acolo, să-ți prostii. Condiții de VIP, tot într-o celulă stai, de mâncat mănânci dacă nu primești de acasă pachetul pe care ai voie să-l primești când e vremea, mănânci de la același cazan cu toată lumea, ai aceiași metri de spațiu acolo, te speli la aceleași ore, ieși la aer în același interval cu ceilalți, adică nu există chestii de-astea de toată lumea se plânge că pe acolo colcă e șobolanii, că sunt și șobolani, sunt și gândaci, sunt de toate, dar că plouă în celule, că povești de genul ăsta. Există și situații de genul ăsta foarte mari, foarte multe, de fapt. Nu, dar asta vi s-a întâmplat sau doar ați auzit? Pentru că la Rahova eu am stat cu Marian Iancu în cameră și Marian și-a amenajat lucrurile acolo și a văruit pe acolo în celulă, că mai poți face și lucruri de astea. Da, și e o chestie mai... A stat acolo din el în celula. A stat mai multe... Adrian Severin a stat fix în patul în care a stat și el. Explicați cum îți văruiești singur. Pui pe cineva să văruiască, plătești? Nu l-am întrebat pe Marian efectiv cum a făcut, dar cam așa ceva, da. A adus pe cineva, nu știu, prin intermediul administrației penitenciarului, că nu vii tu cu pompa în spate să așa. Iar la Jilava am stat în patul în care a stat și fostul prim-ministru Adrian Năstase. Fix în același pat, în aceeași celulă. O celulă mică, în sfârșit. Am stat cu încă o persoană. Condițiile sunt foarte, foarte dificile din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al suferinței interioare. Eu am copii, am trei copii, am o fată mare, să am doi trăiesc. Copii. Mulțumesc la fel tuturor. Am pe cei mici, pe ăștia doi mici, unul are 9 ani, unul are 6 ani. Din a doua căsnicie. Din a doua căsnicie, da. Și cum să vă spun, știți cum e, dragostea la vârsta a doua de părinte, așa, da, da. Este extrem de intensă. Și mi-au lipsit enorm. Soția mea, familia mea, tot ceea ce înseamnă, eu sunt un om foarte atașat de familie. Îmi petrec cea mai mare parte cu copiii mei și cu soția mea. Bun, a stat în celulă și cu Tudor Breazu, care era și el implicat? Da, cu Tudor Breazu am stat la Jilava. Cu el am stat. Dar e normal asta? Adică doi oameni care... Dacă suntem condamnați, eram condamnați definitiv, care mai era? Dar vreau să vă mai spun ceva? Nu e cazul la noi, că la noi și așa n-avea ce să mai audă, da? Te mai bagă așa și prin... Și aveți dovada cu niște băieți din fotbal, niște oameni din fotbal. Te mai bagă și prin autobuzele astea cu care te cară, cu dubele astea. Te mai bagă și prin camere, pentru că pe acolo toată lumea are urechelnice. Adică sunt microfoane și pe acolo? Bineînțeles. Pe 1000 de metri era. De altfel proba... Proba mea de suflet și de fapt până în 68, până în Montreal... Nu era decât o singură probă, 1000 de metri, atâta, simplu și dublu. Bun, eu am să spun, dacă greșesc, te rog să mă corectez. Ai participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, la 4 ai luat medalii, da. Iar singura a fost cea de la Montreal din 76, s-a compensat că a apărut Nadia, zeița de la Montreal, și a luat ea medalii pentru România. Ea a fost simbol atunci. A câștigat și Dâba la noi, la caiac, a câștigat. E primul campion olimpic la caiac.
că tot ce s-a câștigat la canoe, la caiac, mai greu. Ce ți-a plăcut mai mult? Proba de simplu sau proba de dublu? Proba de simplu mi-a plăcut cel mai mult, pentru că acolo erai singur și conta foarte mult. De fapt, în Mexic eu am tras amândouă, deși eram junior, amândouă. Am tras și simplu și dublu, că era la o oră. De 68. Da, și la simplu am pierdut, pentru că m-am speriat că eram în față și nu știam unde sunt adversi. Și am înțepenit. Cum? Aveai avans prea mare? Da, da. Nu știai da, unde sunt adversarii? Da, și am înțepenit de spate și am abandonat cursa. Dar am câștigat cu Serghei și foarte multă lume zicea că a câștigat datorită lui Serghei, că era campion mondial, deja era cu 6 ani mai mare ca mine. Și atunci chestia asta m-a înrăit și mai tare. Am zis, următoarea olimpiadă trebuie să câștig în simplu, să demonstrez și celor care încă nu credeau că am aceste calități de campion. Și gândul meu era la München, să demonstrez acolo că... Unde ai și demonstrat. Unde am demonstrat după ce am tras spaima cu pagaia ruptă în serie. Da, te rog, ai povestește chestia cu pagaia ruptă, să o auzim de la tine, pentru că a intrat în folclor și multă lume știe că în finala olimpică ai... Nu. Cum a fost? Povestește. Asta a fost exact, și norocul meu, de fapt, că s-a întâmplat în serie. Iar, deci în serie, în da? Serie, da. Și problema era că de data asta știam foarte bine regulamentul și pe vremea aceea nu existau vâsle din carbon și aia, erau din lemn. Și atunci prima regulă era să te prezinți la start și cu o rezervă. Și eu aveam rezerva la start, pentru că toată lumea vine așa. Vâsla de rezervă. Da, dacă ți se întâmpla ceva în primii 25 de metri, ridicai vâsla deasupra capului, se oprea cursa și reluai rezerva și... Ei, la mine s-a rupt în primele 2-3 metri, că la prima sau la a doua lovitură s-a rupt vâsla. Și atunci am ridicat, dar arbitrii n-au văzut. Sau mă gândesc că poate nici n-au vrut să vadă, pentru că eu cu un an înainte am venit pe locul 2 la mondiale, de la Belgrad. Și deci îmi știau valoarea, că, adică trebuia să fiu acolo. Da, erai top. Deja un pericol. Da. Sau că nu bagă. E, și în momentul ăla... Din inerție, barca mi-a depășit baloanele de la 25 de metri și în momentul ăla a zis că gata, s-a terminat tot visul meu de 4 ani de zile să demonstrez că sunt campion și în simplu. Pe bun, dar nu puteai să folosești vâsla de rezervă? Aia era la mal, la arbitri. Aia nu e în barcă? Nu, era la mal. Aia numai dacă se repeta cursa? Numai dacă se repeta cursa, da. Bun, și cu pagaia ruptă? Cu pagaia ruptă, cu un ciot practic din pagaia, am zis, hai totuși să continui cursă, că știam exact regulamentul, știam că primii 3 intră în semifinală, iar restul intră în recalificări. Toată speranța mea era să ajung la linia de sosire și să nu mă răstor sau să nu ies din cular. Și am reușit să ajung la linia de sosire, vă dați seama că aia au făcut și dușuri între timp cât eu da. Mă chinuiam să ajung. Și tribunele erau în picioare, toată lumea m-a aplaudat. Știți cum e la atletism, când vine cineva, vrea să termine cursa da. Și lumea... Dar bănuiesc exact că lumea a văzut așa... că ai un ciot și că nu mai ai... Nu prea se vedea de la 50-70 de metri, nu prea. Ei vedeau că vâslez, dar nu dădeau seama că de fapt era un ciot doar. Era și domnul Țiriac atunci în tribună la München. Și am ajuns la sosire, totul a fost în regulă, am trecut prin controlul tehnic, totul e în regulă. În schimb, în buletinul oficial am apărut ca abandon, pentru că ei, știindu-mi valoare, au zis că n-aveam cum să vin așa în urmă. Și am ieșit pe buletin abandon. Și atunci am făcut contestație, a fost și problema aia cu teroriști, cu aia, sau... Da. Ei, și după contestație ne-au primit în recalificare. Și așa ai devenit campion olimpic. Din momentul ăla am câștigat recalificări, semifinala și finala, fără probleme. Vaporul lui Ceaușescu, ai cumpărat vații? Am făcut o afacere, deci eu, după Revoluție, m-am asociat cu un cipriot care avea afacerea demarată din Cipru, închiria vapoare și marinar pentru toți armatorii din lume. El, aflând că aici sunt foarte mulți opriți de Ceaușescu, a venit în România și întâmplător, printr-un vecin de-al meu,
care a venit în avion cu el, mi-a spus, măi, eu am invitat pe toți la bar, la Melodii, la Nord, era Eugen Huțu. Și m-am venit în avion de la Atena cu unul care e armator și vrea să facă cu avanci, nu vrei să-l chemăm și pe el, că nu cunoaște pe nimeni, stă la Continental. A, cheamă-l, domnule, ce? El când a venit și a văzut la Nord valerinele, cântăreții pentru Sandu Boco, spătare, zice, domnule Boco, ăsta e personaj important. Ăsta e important. Mâine am putea bea o cafea împreună? Da, cum să nu? Te invit la... Bun, m-am dus a doua zi, el a început să-mi spună ce afacere are și ce vrea să facă în România și zice, aseară, dumneata, ești omul de care am nevoie. Zice, bun. Zice, cât ai vrea pe lună salariul să-ți dau pentru afacerea asta? Era cu dolari. Și eu zic, 2000 de dolari. Îți dau 5. Îți dai seama? Îți dau 5. Da, da. L-am sunat pe Ilie la Continental, pregătești două apartamente unde dorm eu cu patronul și trei camere pentru birou. Și am deschis biroul la Constanța. Când am dat primul anunț pentru Marina, știi ce era coadă? Săceanu nu mai putea face schimb valutar în fața hotelului de la era etaj. Coada. Era coada până în stradă. Sute de oameni au venit. Și așa am început afacerea cu el. Pe urmă, am încriat Mărăși și Mărășești. Erau 10 vapoare. Am dat șpagă un BMW la cineva ca să ne dea cele două vapoare. Erau cele mai bune. Și vaporul lui Ceaușescu, Sovata, în port. Nu s-a atingea nimeni de el. Și mi-a venit mie, după ce știam tot acolo... Ce an era asta, Sandu? Păi când, după Revoluție, imediat. 90-91. Cam așa, 91-92. Și zic, ia să cumpăr eu vaporul ăsta și să fac naveta între Constanța și Istanbul cu ea pe mare, mă umplu de bani. N-am știut așa ceva. Vaporul, ca să circule, trebuie să aibă, cum e la mașina, să aibă avizul registrului naval român. Îl scoate pe o plută imensă din apă, măsoară tabla de jur împrejur, unde e subțire, o schimbă, veste de salvare, plute de salvare, pluta de salvare ca un butoi așa și când o arunci în apă, se desface, se face o plută cu pezmet, cu ăsta, pistol de... Vai de capul meu! Și l-am băgat în reparație. Când am început să repar, am băgat aproape toți banii care câștigasem până atunci. Și după ce l-am terminat, era ca un bibelou, frumos, rău de tot. M-am dus pe la Reghi, nu știu unde, după veste, după plut. Bun. Plutea, plăteam taxă de cheu, suprafața cheului care ocupa, da, taxă de bazin, parcaj, că stă în apă, și trei vardi, trei care păzea, și un șef mecanic, motoarele le-am refăcut la Mizilă, fabrica de armament, până a luat aprobare, și plutea. Și plăteam astea, plăteam astea. Hai, mă sculam noapte, mă plimbam prin casă, a vrut să-l duc în Delta. În Delta erau destule. Ce să fac cu el în Delta? Fac trei curse acolo. Și tot așa a dat norocul peste. A venit un turc, neamț, care trăia în Germania, să mi-l închirieze. Pescuia între Mangalia și Constanța, scoici și melci, le prelucra la Turcia și le trimitea în Japonia. Și am făcut contract pe un an de zile cu el și m-a învățat aia, faci contractul și spui așa, la terminarea contractului, trebuie predat cu avizul registrului navar vaporul. El ce a făcut? Ca să obține el. Scafandrii cu care pescuia dormeau pe vapor. Mai pescuiau calcan. Mergea cu vasul, venea un vas din Turcia, arunca saci cu calcan și a prins paza de coastă, i-a luat permisul de pescuit și el, fraierul, mi-a calat un motor. L-a calat ca să nu mai merge vaporul. Nu, nicio problemă. Mi-l dai înapoi. De aia să vedem ce scrie aici. Să predă cu avizul registrului. Deci când obții avizul de la registrul naval, îmi dai vaporul. Îmi dai vaporul și îți dau. N-a obținut niciodată. Mi-a dat banii care am vrut pe el. Mă rog, o sumă mai mică. El a lăsat aici, că a plecat. Și l-am vândut la un prieten al meu care tot s-a ținut, s-a dus la Mangalia, i-a făcut asigurare și l-a dat la fund. Și a luat banii pe asigurare.